Bine ați venit la un nou podcast, generația lui John, Hristos a înviat și fiți pregătiți pentru ce urmează, mai ales dacă vorbim și despre renunțare, pentru că invitata mea de astăzi e pusă pe treburi serioase și s-ar putea să ne dea cu virgulă, s-ar putea să avem ce să criticăm, dar mai ales ce anume să învățăm. Alături de mine este Alexandra Ioana Hașegan, bine ai venit în podcast. Bine v-am găsit. De la început trebuie să-mi spui cum să zic, Alexandra sau Ioana? Alexandra. Păi și cu Hashigi ce facem? Sau Hashigi. Hashigi. Da, de unde alegi? E brandul tău ăsta? Da, se ștică. Mm-hmm. Ți l-ai înregistrat? Nu, am tot auzit că la asta recurg vedetele. Se duc și își pun în buletin numele ăsta de scenă. Mm-hmm. Nu știu dacă o să ajung. Ești o mică vedetă? Nu. La mine în casă. Da, la tine în casă. Da, suntem doi oameni și o pisică. Deci hai să facem așa o scurtă incursiune a poveștilor tale, să ne facem și noi o părere despre tine, să știm și noi cu cine avem plăcerea, onoarea, că podcastul ăsta e o chestiune serioasă. Cine ești? Alexandra Ioana Hașegan. Sunt studentă în anul 2 la Comunicare și Relații Publice în Brașov, proaspăt cetățean al Brașovului, tocmai mi-a ieșit buletinul. De 2 ani m-am întors în țară, am studiat 3 ani în Olanda, am plecat în 2016. Sunt multe lucruri pe care le-aș putea spune despre mine. Fac pregătiri la engleză cu copii, citesc foarte mult, sport mai nou, că na, statul la birou vine, are și el. Vine și vara. Vine și vara, da. Mâine pe mine se duc toate restricțiile și e păcat să nu putem să călătorim, nu, să nu stăm pe șezlong. Nu, asta e motivul principal. Ah. Adică mai mult ca anchilozam pe scaun la birou. Că na, lucrez la laptop și atunci era nevoie să mă convingă cineva să fac sport cum trebuie. Și te-a convins? Cât e cât. Cred că mai e de lucru. Bun. Eu te mai întreb ceva și sunt curios de răspunsul tău. Cine nu este Hașegan? Alexandra Ioana Hașegan. Cine nu este? Cine nu ești tu? Cred că nu este o persoană rigidă. Mm-hmm. Sunt destul de flexibilă și reușesc să comunic cu foarte mulți oameni, atât face-to-face, cât și în mediul online. Chiar mă pricep mai bine la comunicarea în mediul online, adică am dezvoltat și cred că asta mi-e util în profesia pe care mi-o doresc. Da, cred că asta se poate... Deci ești foarte flexibilă, foarte, da? Foarte. E mai simplu în mediul online pentru că putem să ștergem când nu ne place ceva versus când suntem în realitate și dacă te-a văzut omul, dacă ai schițat ce nu trebuie... N-am recurs la astfel de acțiuni. Nu prea șterg ce postez. Nici nu mi-am șters pozele de acum foarte mulți ani și ce postări puneam eu, că eram mare microbistă înainte. Și s-a dus dragostea pentru fotbal? Da, da, s-a dus. Am înțeles. Hai să ne întoarcem mai aproape de realitate, pentru că foarte mulți dintre tineri, mai ales înainte de pandemie, își doreau din suflet, după ce termină 12 clase, să meargă în străinătate, să studieze acolo. Da. Corect? Da. Și na, până la urmă e o chestie normală. Dacă vrei să te dezvolți, dacă vrei să afli mai multe, dacă vrei să cunoști alte culturi, are logică. Cu toate astea, tu ai fost în Olanda. Da. Ce ai studiat acolo? Psihologie. Și l-am zis, băi, nu. Ce-ar fi să nu ce-ar ai? Ce-ar fi gata să mă întorc? Cum ai luat decizia asta de a renunța? N-am simțit că mă mai potrivesc. Am simțit că nu mai sunt bine eu cu mine acolo și cred că e un lucru foarte important și un lucru de care sunt foarte mândră, să te cunoști foarte bine, să știi că nu mai e locul tău acolo și să iei o decizie care e destul de... e o decizie importantă și am criticată, mi-a fost criticată decizia asta pentru că oamenii au viziunea asta, măi, dar cum să te întorci dintr-o țară străină unde totul este roz și cum să vii în România? Ei, mie mi-e mult mai bine în România și momentan, nu zic, nu, poate mă voi muta la un moment dat în Spania, aș vrea eu, dar a fost o decizie extraordinar de ușoară pentru mine pentru că am simțit că e cel mai bun lucru pe care l-aș fi putut face. Erau probleme cu bani? Erau probleme cu integrarea ta într-un grup, da, de prieteni? Da, cu integrarea mea în societate. Mm-hmm. Olandezii sunt foarte diferiți, sunt puțin mai distanți, mai reci, au o altă cultură. Pentru internațional e mult mai greu, am avut foarte mari probleme cu cazarea, găsești foarte greu cazare. Și, da, cam asta, cu integrarea. Cât ți-a luat până când ai zis, ok, îmi strâng lucrurile și mă întorc în România? Câteva zile. Nu știu, a fost o revelație așa pe care am avut-o. Mi-am dat seama că, stai, asta trebuie să fac. Că n-a fost ceva foarte planificat. Mi-a venit în minte, mi-am dat seama că
e cel mai bun lucru pe care l-aș fi putut face. Erau toate semnele acolo și am zis, gata, rămân. Adică a trebuit doar să mă duc să mă înscriu la Brașov, la facultate, în sesiunea de toamnă, cu rata pe aia. Păi și părinții nu ți-au zis, băi, stai un pic, că noi am pompat în direcția studiilor. Au fost discuții, evident, dar părinții mei m-au susținut cu fiecare decizie pe care am luat-o. Adică nici nu mi-au impus să merg la o anumită specializare când am terminat clasa 12-a. Nici nu mi-au impus să merg în Olanda sau să merg în Marea Britanie. M-au lăsat întotdeauna să fac ce consider eu. Le-a fost teamă să nu fie o decizie pripită și să nu am de suferit, dar după ceva timp și-au dat seama că a fost chiar cea mai bună decizie. Și dacă îți spuneau nu, stai acolo. Las că e mai bine acolo. Nu vei, n-ai ce căuta aici. Nu iau în calcul asta, nu mi-ar fi putut spune niciodată nu. Adică nu. Practic, pentru că tu ai niște părinți care sunt înțelegători și care comunică cu tine, da. Facilitează cumva schimbările tale, curajul tău de a te reîntoarce. Niciodată nu mi-au spus nu. Adică, acum dacă stau să mă gândesc, nici eu n-am avut dorințe din astea extravagante la care ar fi trebuit să zică nu, asta chiar nu. Dar nu-mi imaginez pe ei scoțând din gura asta, nu, du-te în Olanda și nu ai voie să te întorci în România, e imposibil să fi spus așa ceva. Știi cum e, părintele vrea ce e mai bun pentru copil, copilul e și el mai împrăștiat, lasă că acum probabil că a dat de greu, trebuie să tragă mai tare în perioada asta. Cred că le-am arătat că sunt o persoană foarte matură și că știu ce bine. Și au avut încredere în mine și dacă ar fi fost ceva greșit, mă dădeam singură cu capul de perete și o luam de la capăt. Cât de des crezi că oamenii înțeleg treaba asta, că renunțarea poate să aibă o legătură și cu maturitatea, nu neapărat cu, nu știu, prostia sau încăpățânarea sau neștiința? Din păcate nu foarte des, dar cred că sunt multe lucruri la mijloc. Adică nu e ceva ce pun punctul pe ei și zic, uite, asta e problema. Mai și alte chestii la care ai renunțat de-a lungul timpului? Am renunțat o perioadă să citesc și acum am revenit. Am renunțat la mersul pe bicicletă, de care mi-e foarte dor. Asta e printre dorințele mele cele mai mari, să merg cu bicicleta în România până la facultate și înapoi, dar mie e cam teamă încă. În rest, nu. Nu știu. Adică n-ai mai avut vreun alt plan care să sune bine inițial, să te ții de el o vreme, după care să spui, ok, e mai bine fără. Am mai avut, că eu când a trebuit să dau la facultate, aveam vreo 6 pe listă, adică mă apucasem să învăț pentru medicină, mi-am dat seama că stai că nu medicina, că eu în vreo 5 ani mă vedeam lucrând de la birou din nu știu ce țară și mi s-a spus, păi, stai, în 5 ani nici nu termin medicina, adică ce ai tu în cap? Voiam și la drept, la SRI, kinetoterapie, voiam de toate. Deci astea sunt planurile la care am renunțat. Am vrut să fac psihologie pentru că am fost la consiliere profesională, consiliere în carieră. Și am vrut să fiu ca doamna aceea care făcea consiliere cu mine. Și am zis, măi, cred că mă potrivesc. Îmi place să comunic cu oamenii, sunt o fire deschisă. Dar n-a mai fost așa. Adică mi-am dat seama în Olanda că nu vreau să fac psihologie. Și mi-am dat seama că vreau să fac comunicare. Eu cred că toate aceste experiențe ți-au arătat care de fapt direcția. Mi se pare un pic prea mult să-ți schimbi până și buletinul de Ploiești. Mama, am schimbat la buletine. Nu cred că ai idee. Te-ai căsătorit de mai multe ori sau nu, ce? Nu. Le pierd foarte des. Ah, okay. Și păi, nu... Lasă la casă, ia-ți o copie după tine și cu asta basta. Cam așa. Bine, s-ar putea mâine pe mine chiar să scanăm buletinul ca să trecem dintr-o parte în alta, mă refer și dintr-un oraș în altul, cine știe. Bun. Și acum e clar, e bătut în cuie, 23 de ani, Brașov, termini facultatea asta și e totul bine și frumos? Da. Și atât. Nu mai mergi la master. Asta e clar. Care am e faza că nu mai merg la master? Adică e o problemă dacă mergi la master? E prea mult timp? Nu. Să nu creadă nimeni că nu recomandă... Poți să nu recomand la master, nu, pentru mine. Eu nu mai îmi doresc că activez într-un domeniu în care poate nici de facultate n-ai avea nevoie, adică poți să înveți meserie din cursuri online, cărți, discuții cu oameni. Și atunci nu vreau să mai trec încă 2 ani prin sistemul de învățământ universitar. Ce frumos ai zis-o. Serios, adică n-ai supărat pe nimeni cu replica asta. Păi nu vreau asta. Să supăr pe nimeni, pentru că nu e... Dar de ce? Care e problema dacă superi pe cineva? N-am o problemă cu asta. Sunt poate probabil nu e ceva funcțional. Pe mine, și seama că dacă un student nu merge la master, poate că unii ar trebui să te întrebe. Băi, poate nu ne facem treaba bine. Unii dintre noi, nu știu. Cum e facultatea în Brașov? Foarte
Iubesc Brașov, asta e de la sine înțeles. Nu cred că a trecut nimeni prin Brașov și să zică, mamă, ce groaznic în oraș ăsta. Nu, iubesc Brașovul și atunci totul e mult mai plăcut. Facultatea este frumoasă pentru că mie îmi place foarte mult subiectul, domeniul pe care îl studiez, și atunci am o dorință arzătoare de a absorbi informație din toate părțile. Sunt multe lucruri pe care care ar trebui să fie schimbate cu toate astea, dar am dat de profesori foarte inspiraționali și profesori care au reușit să mă ajute în parcursul meu academic. La facultatea asta o să renunți? Nu. Mi-am stabilit teza de licență curând. Profesorul și aproape sunt sigură și de temă și atunci vreau vara asta să scriu să mă asigur că nu am cale de scăpare. Ar fi ceva grav dacă ai renunțat până și la facultatea asta? Nu. Să știi că în Olanda e foarte comun ca studenții după primul an să renunțe. Eu când am intrat la psihologie, era primul an de psihologie în limba engleză la facultatea asta. Era la granița cu Germania, în Nijmegen am stat. Și eram vreo 2000 de studenți, adică veniți foarte mulți din Germania, pentru că acolo se intră foarte greu la psihologie. Și după câteva luni am rămas, 900. În anul 2 am trecut 600. Gândește că n-aveau săli pentru atâția studenți, ne duceau cu niște autocare la un cinema din afara orașului, unde era o sală din asta imensă. E foarte comun să renunți la facultate, să-ți iei un an din ăsta sabatic în care să te descoperi, să vezi ce-ți place cu adevărat. În România încă e judecat dacă renunți, pentru că ești lași, foarte mulți părinți nu sunt de acord cu treaba asta. Nu e ceva rău să renunți, atâta timp cât știi că nu renunți pentru că ai dat tot ce ai putut. Dacă renunți pentru că ai descoperit că nu e domeniul care ție ți se potrivește și care îți place și vrei să faci altceva, dar un lucru căruia să te dedici, atunci go for it, adică... Îmi place cum gândești, parcă nu ești de aici, serios? Da, eu cred că mai sunt oameni ca mine. Sunt convins de asta, chiar sunt convins. Spune-mi dacă ți-e teamă de ceva la 23 de ani. O, mi-e teamă de păsări. Asta știe toată lumea. Toți oamenii care mă cunosc. Păsări și la 20 de ani și la 15 da, ani? Da, la 23 de ani, sincer, cea mai mare supărare și teama mea e că nu am timp să citesc atât de mult cât îmi doresc. De fapt, nu că n-am timp să citesc cât timp îmi doresc. N-o să am timp în viața asta să citesc toate cărțile bune. Asta să știi că mă macină foarte stai tare. Nu te grăbi, că nu se știe cât o să trăim. Poate o să trăim mai puțin sau mult mai mult. Poate prietenul nostru, al tuturor oamenilor de pe planetă, Elon Musk, ne bagă și noi niște firicele acolo, ne ajută să ne refacem celulele. Da, nu mă duc atât de departe. Andrei, prietenul meu, e mult mai filozof și el e și un mare fan Elon Musk. Și... Băi, că sigur! Hai, Deron, că te susținem! Da, da, Andrei, da. Care a fost în podcast la noi și mă bucur că ai adus aminte povestea asta, pentru că voiam să mergem și către zona personală și să te întreb cum este viața ta cu un sportiv de performanță, cu un om care și-a calculat totul. Cred că dacă îl întreb pe viitorul tău soț, dacă îl întrebi, Andrei, vineri ce planuri ai? Păi am două antrenamente, trebuie să mănânc asta, pe lângă asta și asta. Vreau să-ți spun că știe și la finalul lunii că e în cantonament, că face asta, adică el chiar are calculat totul, dar să știi că e un lucru foarte bun, adică eu asta, printre multele lucruri pe care le-am învățat de la el, că sunt foarte multe, am învățat importanța rutinelor. Deci are stabilită toată ziua și reușește să folosească fiecare minut din zi ca să facă ceva productiv. Fie că se uită la un filmuleț și învață ceva, fie că citește, că face curat, whatever. Și tu cum supraviețuiești într-o astfel de lume cu multă rutină? La început mi-a fost greu pentru că atunci când l-am cunoscut eu încă eram student în Olanda și aveam o viață puțin haotică. Eu întotdeauna am fost pasăre de noapte, învățam noaptea. Am și lucrat noaptea în Olanda și atunci când l-am întâlnit pe el, viața mea era chiar un haos. Eu nu cunoșteam lumea alergării, adică în afară de un an de atletism pe care l-am făcut aici la Ploiești, nu știam ce înseamnă să fii sportiv de performanță în adevăratul sens al cuvântului. Dar... cred că m-am acomodat bine și rapid. Viața cu un sportiv de performanță este fascinantă și grea în același timp. Pentru că nu știu, dacă vrem să mergem la o petrecere, nu poate să stea până dimineața,
Da, nu e un lucru rău, pentru că am descoperit și cât de important e somnul. Dar pare că o zici cu jumătate de gură. E ok că pleci de la petrecere? Da, bine, acum nu mai sunt petrecere. Nu te grăbi, acum revin. Să știi că am descoperit că e ok, adică am trecut. Pare că sunt tânără, dar nu mai le am cu petrecerile, nu mai sunt la vârsta 23 aia. Sau 32? 23. Înțeleg, adică serios. Nu. Da, referitor la viața cu un sportiv, este fascinant, într-adevăr. Atâta determinare și ambiție și are niște obiective atât de clare setate, adică eu vreau să ajung numărul 1 mondial și în fiecare zi tot ce face este să-și îndeplinească obiectivul ăsta. Lucru pe care eu nu-l aveam neapărat, dar învăț în fiecare zi ceva de la el. Tu ți-ai stabilit un astfel de obiectiv? Să ajungi numărul 1 într-un anumit domeniu? E mai greu la mine. Direcția? Chiar pe asta lucrez acum la coaching. Domeniul lui îi permite de fapt să stabilească niște obiective clare și e foarte ușor să măsori acele obiective. În fiecare zi la antrenament îți dai seama dacă ești pe drumul cel bun. La mine nu e. În domeniul creativității e foarte greu să fii cel mai bun. Cel mai bun în perspectiva cui? Cum adică nu există o măsurătoare? Cum adică? Nu punem like-uri și de-astea. Păi vrei să ne uităm pe Instagram-ul tău să vedeți nu ce ne uităm. Nu. Nu. Da, nu vreau să fiu legată de un birou. Asta nu-mi doresc. Nu vreau să mă trezesc în fiecare zi și să știu că la 9 încep munca până la 6. Nu mă omoară orice gram de creativitate pe care îl mai am, ideea asta. Vreau să pot lucra de oriunde. Vreau să... Nu mă opresc din învățat. Adică am și fost refuzată la un job odată pentru că mi-au spus că m-aș fi plafonat. Adică ei m-au simțit și au dat seama că eu în fiecare zi vreau să fac altceva, că la mine totul depinde de dispoziție. Astăzi pot să scriu un text extraordinar, mâine nu leg două cuvinte. Pun cratima, dar nu leg două cuvinte ca lumea. Dar n-am așa obiective foarte bine setate. Poate săptămâna viitoare, că asta e tema mea de la coaching, să-mi setez niște obiective mult mai clare. Fă-mă să înțeleg, când spui coaching înseamnă că tu ți-ai luat un coach și te vezi cu el, vorbești cu el, cu ea, ca să te duci pe un anumit drum? Da, cam așa. Am un prieten foarte bun care asta face și-a luat licența de coach și aproape sunt un cobai, știi? Face coaching cu mine. Așa. Nu, este extraordinar, recomand tuturor. Nu e ca la psiholog, adică nu se ocupă de traume, de probleme din copilărie, dar lucrăm foarte mult pe evoluție, în carieră și toate aspectele astea. Și când te duci la... Când deschizi Zoom-ul, că facem un... Când deschizi Zoom-ul, ce-i spui prima dată? De ce anume te plângi? Păi uite, n-a mers bine săptămâna asta, ce n-a mers bine? Păi acum îmi caut job și atunci asta nu merge bine, că e greu. Îți cauți job sau da, că nu-ți găsești? Da, îmi caut job. Îmi caut și păi nici nu găsesc. Dar că tendința e să nu te mai angajezi, să fii propriul tău angajat, să-ți vină o idee și să o pui la am idei, dar problema e că ideile mele sunt către partea asta de ONG, de unde nu prea câștigi bani. Adică eu dacă aș putea să lucrez, fac voluntariat. Experiență, da, oameni, da. Fericire. Revenind la ce a zis Andrei cu milionar în experiențe. Ah, ai exact, da. Doar că nu prea, cu experiențele, nu prea te duci să plătești la magazin. Deci îmi trebuie și niște bani. Spuneai că faci meditații cu cei mici la engleză. Și mari. Mici și mari. Și mici, ce înseamnă mici și mari? Am și studenți. Ah, ok, la engleză. Da. Și ăsta nu poate fi un venit? E un venit, dar nu e chiar ceea ce vreau eu să fac. Adică treaba asta a fost foarte interesant cum a pornit. Eu fac engleză la facultate, că, mă rog, n-am intrat la spaniola, am rămas la engleză, hai că mă pricep. Și am văzut că sunt foarte mulți colegi, ok, mai mici decât mine, că sunt printre cei mai mari, care nu se descurcă și acum să nu știi engleză și să nu fii stăpân pe limba asta în 2021 e dificil. Și atunci am zis, ia să fac eu niște pregătiri gratuite. Și am lansat un anunț pe Facebook, 6 locuri libere, ce 6, că am avut 50 de aplicații într-o oră, noroc cu share-uri pe Facebook, părinți care m-au ajutat. Și de atunci am făcut sesiunile astea gratuite și apoi am zis, ia, stai puțin, că poate este ceva frumos de aici. Și am continuat să fac, am studenți pe care i-am luat de la zero și cu care lucrez, am doi copii de 11 ani, în rest fac cu elevi, cu studenți sau elevi de liceu, pentru că mi-e mult mai ușor online să interacționez cu ei, deja sunt obișnuiți
și sunt din toate colțurile țării. Și să ești departe de orice problemă ar putea să apară, mă refer la, la pandemie. Da, da, da. Păi, uite, aici dau o idee. Yeah. Ești pregătită să... Deci întrebarea mea o să fie o idee. Dacă te pui pe treabă, eu îți spun că este imposibil să n-ai succes. Curioasă, sunt curioasă. Te-ai gândit vreodată să-ți creezi propriul tău curs online de învățare a limbii engleze? Cred că am mai vorbit despre asta. Dar n-am vorbit la podcast. Eu dacă te sunt de 10 ori, oamenii nu știu și te-am sunat. Trebuie să spui acum. Cu siguranță a fost degeaba. Deci degeaba a fost conversația. Nu, n-am fost degeaba. Nu m-am gândit la asta, în schimb m-am gândit la altceva. Am o idee, acum sper să nu mi-o fură nimeni dacă o spun. Dar ok, acum important este să se întâmple, adică... cine contează, ce contează cine o duce la capăt. Voiam să deschid un centru care să aibă cursuri mai neconvenționale, așa, adică nu engleză. Engleză poți să faci la orice colț, o grază de profesori. Cursuri de educație financiară, dezvoltare personală, nu știu, chiar și cursuri de la facultate. Eu am problema asta, acum mai lansez un subiect. Elevii de clasa de liceu nu prea știu ce vor să facă în viață, pentru că nu se cunosc, n-au idee de ce pot studia, unde și alte informații. Și atunci eu voiam să dezvolt, că și asta stă la baza dorinței mele de a deschide un ONG, să ajut să le, de fapt să fac acea consiliere în care orientare în carieră pe care am făcut-o eu când eram o elevă și să ajut să se descopere și să le prezint poate chiar cursuri de facultate să vadă înainte să intre, să nu fie problema asta că trebuie să fac 3 ani pentru că mă obligă mama. Dar până ajungi tu acolo, până când deschizi toate aceste idei care sunt pe mulți bani, să știi, nu e mai simplu să faci un curs online, să-i aduci pe oameni într-o anumită etapă și dacă vor ceva unul la unul pe Zoom, să fie o altă taxă. Știi de ce nu fac asta? N-am descoperit acel ceva care m-ar diferenția de restul oamenilor, că dacă dai cursuri engleză pe Google, găsești 11.000 de cursuri. Eu nu știu foarte multe studente de 23 de ani din România care să aibă un curs online de limba engleză. Da, n-am găsit elementul ăla diferențiator și probabil când o să-l găsesc, asta atunci motiv, o să mă lansez. Asta nu cumva e motiv să nu faci asta? Ba da, e un motiv să nu fac asta. Nu, adică îți găsești singure motive ca să nu faci asta? Da, îmi găsesc multe motive să nu fac multe lucruri. Așa e simplu, n-ai cea mai bună calitate a imaginii, nu te auzi bine, nu ai încă foarte bine structurată. Nu vreau să fie doar încă un curs lansat. Okay. Vreau să găsesc acel ceva care să-i convingă pe oameni de ce să mă duc la ea și să nu dau banii altundeva sau de ce să nu învăț într-o carte. Asta mă ține departe. Plus că ziua și la Brașov are tot 24 de ore și nu prea am timp de toate. Nu cred că voi sunteți mai relaxați, că timpul păi trece altfel relaxați, acolo. Suntem mai relaxați, dar îți trebuie timp pentru sport, facultate, citit, mai caut și joburi și mai învăț. Uite, poate să fie un motiv foarte fain. Băi, uite, eu am învățat engleza, deci povestea ta să fie practic acel motiv pentru care cineva să lucreze cu tine. Da. Că eu sunt sigur că de ce vom merge mai în față ca evoluție, vor fi tot mai mulți oameni care vor fi creat astfel de materiale. Da. Și uneori cel mai bun moment e ăla în care deja ți-a venit ideea. Mai am de lucrat puțin la brandingul personal și apoi o să auziți de mine mai des. Păi trebuie să-l lași și pe... Andrei. Pe viitorul tău soț, eu asta tot spun aici. Să-l lași și pe el să-și găsească un content manager, content creator, ce mai e acolo, și tu să-ți pui niște obiective foarte clare. Să studiezi cum arată un curs online. El își face contentul singur, să știi, adică el... Eu mereu îi spun că nu scrie atât cât ar putea să scrie, el stochează atât de multe informații pe care mi le spune doar mie și eu aș vrea să le spună și altora ca să nu le mai spună mie mereu. Da, el și-a ales un drum. Dar el face totul singur pe pagină, n-am ce să spun. Deci chiar în afară că îmi dă mie să mai corectez păi și uite, să văd nu, dacă mai schimb... Contează. Contează, evident, nu zic nu, că și el știe că mă implic și eu atât cât pot. Da, e ok, eu ți-am livrat ideea asta, sunt absolut convins am de faptul că... Am prins-o și văd eu ce fac cu ea. Că vei face ce e mai bun. Da. Uite-te ce se întâmplă, că sunt și niște platforme care deja te ajută să-ți vinzi cursuri online. Sunt oameni care te învață chestii basic, adică e adevărat, poți să le găsești și gratuit, dar e mult mai fain când poți să aduci valoare prin banul ăla pe care îl scoți din buzunar. Fie că e doar de suport, știi, bă, ia-ți o cafea din normal. Faptul că m-ai învățat și pe mine chestia asta sau că ai creat 10 liste, era la un moment dat un trend să îți dea niște liste, deci efectiv
tu nu aveai o decizie asupra acelei liste, dar spuneai, uite, săptămâna asta să faci cel puțin asta, cel puțin asta. Fac și eu asta cu elevele mele, le dau, e foarte greu să-i conving să facă în fiecare zi ceva. Mm-hmm. Și le dau 15 minute. Fix cât să faci în 15 sau 30 de minute. Deci fac la liste și la topuri și la n-ai idee. Deci elevele tale, cursantele, cursanții tăi, primesc un astfel de challenge din partea ta să facă ceva în fiecare zi, 15-30 de minute. Da. Poți să-mi dai câteva exemple? Păi încerc să adaug, să traducă un text dintr-o carte, le-am dat cărți în engleză să le citească, să, nu știu, facă exerciții, să învețe, să recapituleze ceva, să asculte. Există aplicații care îți citesc efectiv un text în engleză și atunci auzi și cum se pronunță. De toate le dau, numai să-i conving să facă. Foarte tare. Uite câte chestii am aflat despre tine. Câți urmăritori ai pe Instagram? Nu știu. Tu ar trebui să știi. Păi 1000 și ce? 1500? No, exact la ora asta trebuie. Deci nu mi se pare absolut normal să știi. Să nu spun numărul, adică e prea mare sau e prea mic? Nu. Deci așa, alex.hasighi, da? alex.hasighi pentru cei care vor asculta mai târziu, mai devreme acest podcast și ai în acest moment 1187 de oameni. 1100. Super. Foarte tare. Micro-influencer. Deci ești foarte mică într-o lume foarte mare. Dar... dar... dacă cei 1000 de oameni ar cumpăra de la tine un produs care costă 100 de euro, ar fi ceva extraordinar versus să ai 10.000 sau 100.000 de urmăritori. Aș fi în Thailand acum dacă ar cumpăra. În Thailand. Da. Andrei, ia notițe. Păi nu, că la mondiale mergem în Thailand în toamnă. Deci trebuia să spui, uite, viața cu un sportiv este adevărată călătorie. Da, călătorim foarte mult. Da. Mai avem foarte puțin din acest podcast și nu mi-ai spus nicio chestiune legată de... omul ăla care e lângă tine atunci când ți-e greu. Omul ăla care te ajută să te echilibrezi când ai o zi mai proastă, când intri într-o angoasă de asta, de seamănă mocirla, depresia, nu știu cum să-i mai spunem, că acum oricum toată lumea a trăit o traumă. Adică toată carantina, nu? Asta vrei cine, să spui. Cine este acel mentor al tău? Sau, nu știu, sunt multe persoane, adică n-aș vrea să-l menționez numai pe Andrei. Am și pe prietene Andrei, foarte bune, părinții și părinții mei și părinții lui care ne sunt alături. Dar stând atât de mult timp cu el, adică în fiecare zi, nu știu dacă în 2 ani am petrecut o lună adunat separat, el e, și pisica, dovlecel, deci și pe ea trebuie să o pun. Dar n-aș vrea să fac un top, adică... Dar ce te-a învățat dovlecel? Cum să mă urc mai repede să o iau de pe perdea. Nu știu ce m-am învățat, cam asta. Nu, no, cred că mai sunt. M-am învățat să iubesc pisicile, că mie nu prea îmi plăceau. Adică n-am avut așa contact și atunci dovlecel m-am învățat să iubesc pisicile. Să iubesc pe ea. E foarte greu să iubești o pisică. Nu e. Nu? E foarte greu să te iubească ea pe tine. E, asta e și că vrei, ca la căței, știi, că dacă ai un câine e simplu, dacă îi dai de mâncare, el te iubește, e acolo cu tine. La pisici nu, trebuie muncă. Muncă. Te miroasele de pare, spunea. Astăzi nu ne vedem. Eu aici, tu acolo. Mergem și către zona de recomandare de carte, mai ales pentru că ai spus că iubești să citești și că n-ai timp suficient la dispoziție ca să, Doamne, să îmbrățișezi absolut toată această cultură care se și produce, care a fost și produsă și probabil pe care o să o produci și tu la un moment dat, dacă vei fi într-un moment de inspirație maximă. Chiar vreau să scriu o carte. Chiar? Da. Și ne spui măcar titlul? Nu, n-am ajuns în stadiul ăla. Știu doar că vreau. M-am dus o dată la Andrei. E care a lucrat de licență. Se numește... Cum se numește o lucrare de licență? Dar să știi că într-o zi m-am dus la Andrei și am spus eu am decis ce vreau să fac în viață, vreau să scriu o carte. Și eu picat fața. Am zis, carte? Da, despre ce? Și poveste. Dar eu nu voiam să scriu cartea, eu voiam mai mult, îmi imagineam momentul în care o să scot cartea și o să le dau prietenilor și părinților care habar n-aveau că eu scriu o carte. Și eu doar asta îmi imagineam. Deja ai vizualizat un moment viitor. Da, m-am dus departe. Ține-l acolo, că e bine. Ai nevoie de el. Referitor la carte, recomandare de carte. Una singură. Știu că tu ai pregătit un titlu, că te-ai uitat la podcast, ai văzut cum funcționează. Dar vreau să-mi faci acea recomandare de carte. Să-mi spui acel titlu care te-a frustrat foarte tare. Ai citit cartea aia și te-ai enervat. Adică ai înțeles foarte multe lucruri. Știu. Bă, te-ai enervat. Ai zis, bă, de ce există cartea asta? Că nu, adică mi-a bătut obrazul cartea. Da, Atomic Habits se numește.
Mi-a bătut obrazul grav pentru că mi-a arătat câte lucruri fac greșit și cât e despre obiceiuri și despre cum ar trebui să ne creăm obiceiuri bune și să le înlăturăm pe cele rele. Și m-a frustrat pentru că am de învățat mult. Încă îmi propun să scot din cartea aia tot ce am salvat, tot ce am subliniat pe e-book și să pun pe o hârtie și să fie asta, decalogul meu. Dar frustrare maximă. În schimb, Andrei citea și zicea, ia uite, și pe asta o fac. Și pe asta o facem deja. Adică a fost și un te-ai enervat chestia asta? Mare. Băi, te obține, adică el face și eu nu fac? Că acum are și ceva dovadă științifică că ce mă învață e corect. Asta m-a enervat că nu mai puteam să-l combat cu niciun argument. Dar cred că de fapt și de drept cel mai simplu lucru este să te gândești că fiecare om a avut un început și că și tu poți să-ți creezi o rutină. Chiar care e cea mai simplă rutină ta, în afară de make-up sau alte N-am rutină cu make-up-ul. Nu? Că era, l-am dat o chestiune de asta pe Instagram și cred că rutina mea de make-up. Aveam într-o perioadă, adică eu trebuie să zic că încă o am, că se uită sora mea și mă ceartă dacă nu folosesc toate cremele de față. Da, am avut rutine pentru de skincare, ca să spunem așa, pentru că na, m-am luptat și eu cu acnea. Dar în rest nu, am rutina de dimineață de citit, mai nou de ieșit la alergat, cum mă trezesc, mă duc la alergat și rutina de citit înainte de somn. Deci alergi în fiecare zi? Încerc în fiecare zi să alerg, da. Și citești? Și citesc. La ce oră te trezești? La ce oră se trezește Andrei, mă trezesc și eu. Astăzi s-a trezit la șapte. Ne trebuie tuturor un Andrei serios. Da. Andrei, te-ai trezit? Bună dimineața, și eu m-am trezit. E o chestie foarte dubioasă. De câteva zile mă uit în fiecare zi la 7:05 la ceas. În fiecare zi. Deci cam în zona aia. Eu care nu mă trezeam înainte de 11. Oricum, să ai pe cineva alături care să te motiveze atât de tare, mi se pare extraordinar. Mă gândesc acum că nu poate să aibă toate beneficiile doar Andrei și Andrei este în cea mai bună formă pentru care o femeie care e Da, asta ai vorbit deja cu el, mă gândesc. E moral. Stabilit, da, dar am zis să spun și aici, că așa e frumos. E final de podcast și am rugămintea să te uiți către cei care ne-au urmărit, ne-au ascultat și să lași un mesaj, să fie o... Și te uiți până la final și știi că la final omul ăla ți-a spus ceva care a ajuns în sufletul tău. Orică zici despre tine, orică spui despre cei care ne urmăresc. Ok. Păi cred că să nu te oprești niciodată din adică să nu iei niciodată prea târziu să începi să te dezvolți personal și să fii tu prieten cu tine. Cred că asta e. Deci nu ne mai luăm ceasuri, că oricum avem foarte puțin timp la dispoziție, dar să ne facem timp pentru noi. Da. Alexandra Ioana Hașegan, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Succes cu 7:05 minute, succes tuturor celor care tocmai și-au început de ceva vreme săptămâna asta și trag foarte tare ca să ajungă la final de săptămână sau de lună să spunem, da, uite, sunt în cifre și cu banii și cu greutatea și cu tot. Mulțumim încă o dată foarte mult. Ne reîntâlnim data viitoare, tot luna 13, până atunci numai bine. La revedere!